Sunt Robert și în filmul ăsta vreau să vă vorbesc despre Dăncilă, despre Viorica Dăncilă uh, și tot scandalul ăsta care a apărut zilele astea, care de fapt nu este despre Viorica Dăncilă. Și e părerea mea personală, dar probabil că timpul o să ne dovedească chestia asta, pentru că s-au pus în mișcare niște forțe mari, din punctul meu de vedere, adică o să, se, o să fie o luptă deschisă și e interesant să vedem cine va câștiga. Viorica Dăncilă a fost doar pretextul pentru a, pentru a declanșa lupta asta, care era una de culise și a scoate-o cumva la suprafață acum. Tot scandalul ăsta despre Viorica Dăncilă, așa cum vă spuneam, părerea mea este că nu este despre ea ci este despre Câțu și despre Gașca de la PNL și o să înțelegeți de ce. Sunt două curente care se luptă la momentul ăsta în România și nu știu dacă voi le vedeți, dar eu le văd destul de prezente. Foarte prezente curentul european și mai este și curentul SUA, și, și aici, în cazul ăsta, cu scandalul ăsta, Viorica Dăncilă, se bat cele două curente. Iar miza este postul de guvernator al BNR, post de guvernator al BNR care este deținut actualmente de Isărescu, care e un jec de omul nenorocit care a făcut țara asta, el a adus-o și a frânat-o. Am făcut un film aici pe YouTube, dacă vreți să-l căutați. Este unul din aia care a frânat dezvoltarea țării este Adică nu, nu, am, nu, nu am nimic pentru el, pentru că a făcut jocurile SUA foarte mult timp și el este cumva cel care este susținut de, de SUA. Au fost niște președinți care au vrut să-l schimbe, Constantinescu, de exemplu, Băsescu, dacă nu mă înșel, și ăsta să-l schimbe, numai că s-au primit niște telefoane și tot au murit în faș. Iliescu, cred că a vrut să-l schimbe la un moment dat. Ia? Și când primești niște telefoane de la fratele mai mare, de la ursul Sam, te cam cumințești. Cel puțin așa se vorbește prin piață. Bun. Acum, toată, toată tevatura asta de ei pe, pe piață, acum a apărut în spațiu public, este despre Câțu și Gașca de la PNL, pentru că mai sunt câțiva acolo. De exemplu, Isar. Lucian Isar, care este soțul lui Alina Gorghiu și care este într-un război deschis cu BNR și cu Isărescu în principal de câțiva ani. De cel puțin 10 ani de știu eu treaba asta. Adică mă tot uitam la ce mai scrie el niște chestii pe acolo. Referitoare la politica BNR, adică el fiind banchier, omul, la fel ca și Cățu, a avut niște clinciuri cu Isărescu la un moment dat, nu știu care sale, și a început să dea în el. De niște ani bun, tot Daniel. Dacă vă uitați pe blogul lui, o să vedeți că are niște articole destul de acide la adresa politicii BNR și a lui Sărescu. Romul visează și el să se ducă acolo la BNR, pentru că BNR e raiul pe pământ al bancherilor ăsta. Da? Adică cam acolo visează tot să ajungă. Pentru că e un job la stat, va fi tot timpul plătit bine, nu ai niște responsabilități așa mari sau ai, depinde de cum vezi situația. Da? Uh, Dăncilă a apărut în peisaj și, da, job ăla a fost creat pentru ea, din punctul meu de vedere. Adică e clar că a fost creat, dar acum nu vă așteptați ca ăștia care au fost, în afară de ăștia de la PNL, care, care, care favorizează foarte mult firmele private multinaționale și care vor ajunge să lucreze pe acolo. Da? Ar alții care au dat în firmele astea, vedeți o UG13 și chestiile alea pe energie pe care Dragnea le-a produs împotriva companiilor multinaționale și împotriva băncilor. Nu vă așteptați că oamenii ăștia, după ce ies gen Giorica Dăncilă și toți ăștia alați care au fost în ca aia, să lucreze pe la vreo firmă de asta mare, că nu o să ia nimeni. Dar, în schimb, o să, se vedeți pe ăștia de la PNL cum o să lucreze pe la firme de astea mari, după ce își vor încheia mandatele. Da? De ce? Pentru că prieteniile după aia se răsplătesc. Așa e normal să fie. Da? Și asta dâncilă nu avea unde să-și găsească de muncă. Unde să-și găsească de muncă? În afară de a-și face o firmă și de a face ceva, probabil tot niște contracte cu statul și tot, că așa funcționează lucrurile. Nu vă imaginați că funcționează altfel, că după ce ei au fost pe acolo prin ministere și prin alea, hop, ies ei de acolo și sunt mari afaceri și mari antreprenori și vezi, doamne, sunt mari manageri. Și angajează, caut, uh, sunt ăștia din piața liberă cu ochii după ei, vamă, să-i angajăm pe ăștia că sunt foarte tari. Nu, nu se întâmplă asta. Ei vor sta tot timpul la stat. Că tot timpul au stat la stat și tot timpul vor sta la stat sugând din banii noștri. Toți vor face asta. Aproape niciunul nu va face altceva. Da? Am aici un filmuleț pe YouTube când am, am fost la un moment dat și m-am întâlnit cu un politician din, după ce se destrămase partidul la Lubăsescu, după ce prin 2014 se întâmpla, 2015 mâna a lui Băsescu era nenea alla, și care el nu înțelegea băiatul cum fac eu bani, adică de unde fac eu bani, cum ajut eu firmele aia să facă bani, de unde, de la fonduri europene, de, unde vin bani. Că nu înțelegea, adică dacă nu e o șmenăreală cu statul o chestie de asta, oamenii ăștia nu înțeleg și nu știu să facă lucrurile astea. Deci e, e oarecum normal ca Dăncilă să-și fi găsit și să se fi creat un post pentru ea acolo. Că da, probabil să terminase răbănuții, trebuia să apară și ea. A stat ascunsă o perioadă de timp, că trebuia să stea ascunsă, și acum a apărut din nou la, la interval. Da? Și s-a creat un post pentru ea acolo, care după ce va pleca, se va desfința. Ăștia, la alții, în schimb, șmecherii, useriștii și peneliștii și gașca de rezist, s-au apucat, au găsit momentul potrivit ca să atace și au găsit motivul ca să atace cumva acum. Da? Și ținta, așa cum vă spuneam, din punctul meu de vedere, este postul de guvernator al BNR, care cumva va fi dedicat Lucățu, sau asta, asta cred că își dorește el. Pentru că dacă te uiți la ce a apărut în presă în ultima perioadă, creștere economică, vaccinări record, împrumuturi care se dau cu dobânzi avantajoase, că dacă te uiți pe chestiile alea de dobânzi, numai România se împrumută de două ori mai mult ca țările de regiune. Și tot așa, dacă care, pentru prostime, prinde toată treaba asta. Că, da, Câțu este omul care salvează România. Și dacă salvează România, hai să-i dăm un poz la. Cam asta este imaginea care se dorește a se crea în jurul Câțu. Și dacă salvează România, hai să-i dăm ceva după ce termină chestia asta cu prim-ministru și cu toate astea, pentru că probabil că nu o să mai dureze mult. Hai să-i dăm să-l parcăm pe acolo, pe la BNR, pe undeva, dacă se poate, în postul de guvernator. Poți care la momentul ăsta este deținut de Isărescu, Isărescu care este omul americanilor. Și se știe asta de mult, de prin 90 omul americanilor și tot ce a făcut el în țara asta a făcut cu dedicații. Și ăsta la prin structura PNL și prin Sparangel Dobitoken sunt cumva afiliați UE, Germaniei, Franței și toate astea. Și de asta postul ăla de, de guvernator șef al BNR care nu aparține UE la momentul ăsta și aparține cumva, el, el, el execută ceea ce spune SUA mai degrabă decât ceea ce execută, decât ceea ce spune UE, cumva trebuie să vină în zona asta de UE, adică trebuie să capete UE putere și în zona asta de finanțe bănci în România prin postul ăsta de guvernator al BNR. Și atâta timp cât acolo, pentru că ăsta, după cum vedeți, e cam pe viață așa, adică nu îl schimbă nimeni la patru ani pe guvernatorul BNR, că nu e ales, e numit, uh, trebuie să facă niște năzbâtii foarte mari sau să ne revoltăm noi să ieșim în stradă, că acum cam asta ar trebui să se întâmple dacă mă întrebați pe mine, pentru că dacă schimb un nenorocit cu un nenorocit și mai mare, lucrurile nu vor lua în direcția bună. Și se vede asta acum, adică au crescut prețurile la energie, la energie electrică și vor crește și la gaze, s-au scumpit carburanții. Cam toate astea s-au întâmplat în ultima perioadă acum, de când ăștia de la PNL, USR sunt la putere. Și bineînțeles or să zic că să zică unii că influențe internaționale, că nu știu ce, că o fi copății, bă, dar influențe internaționale erau și în 2016, 2017, când prețul, 2018, când prețul a fost sub 5 lei. La combustibil și prețul la energie n-a crescut și la gaze și tot așa. Acum de ce cresc? Da? Cam asta este ceea ce se dorește și cam asta este din punctul meu de vedere. De asta a apărut pe tapet acum scandalul ăsta cu Viorica Dăncil. Care bineînțeles că n-are ce căuta acolo. E normal să se întâmple asta. Adică e clar că n-are ce căuta acolo și că dacă erau băieți... Dar acolo e cașcavalul mult. Acolo la BNR. Da? Și trebuiau să o bage pe undeva, pe la companiile astea de stat, dar pe la companiile de stat acum sunt ăștia la băgați de la PNL, USR, UDMR, adică prin consiliile de administrație unde nu faci nimic și ei cașcavalul mult, da? Și acolo la BNR e cașcavalul și mai mult, da? Deci de asta cumva acolo a fost bine pentru ea. Bun, cam atât vreau să vă spun în filmul ăsta, dați click pe subscribe și pe clopoțel să vă anunț eu tu cum mai pun filmulețe pe aici. Mulțumesc că sunteți alături de mine și aștept și părerile voastre în comentarii. Mulțumesc, la revedere!